intru într-un nou mesaj, tot din Apocalipsa, mesaj intitulat Ce se va întâmpla după răpire sau ce se va întâmpla cu cei rămași după răpire. Cine vrea să rămână după răpire? Mâna sus! Cine? Doamne, ferește! Am vrut să văd dacă sunteți atenți. Deci nu vrea nimeni după răpire să rămână, nu? Toată lumea vrea la răpire, nu? Cine vrea la răpire? Aleluia. Oameni buni, diavolul vrea să acuze și acest adevăr biblic și vrea să uh, umple de minciună și acest adevăr biblic, anume răpirea Bisericii. Diavolul urăște foarte mult răpirea Bisericii, deoarece este practic declanșarea urgiei lui Dumnezeu peste pământ. Vă spun un lucru, diavolul nu va fi luat la răpire. Cine a realizat că diavolul nu va fi luat la răpire? Cine a realizat că niciun demon nu va fi luat la răpire? Și cine a mai realizat că niciun urmaș al diavolului care iubește păcatul nu va fi luat la răpire? Este și normal. Din perspectiva diavolului, să urască răpirea și să urle contra ei. Este și normal să spună răpirea e o minciună. Problema mea este că sunt mulți credincioși care cred că răpirea este o minciună. Deși în Biblie nu avem doar un verset sau doar un loc care ne vorbește despre răpire. Și în Biblie avem multe locuri în care ni se vorbește despre răpire. Inclusiv Domnul Isus vorbește despre răpire. Da? Și haideți să vedem un pic aici. Um, în primul și în primul rând, motivațiile răpirii. De ce vom fi răpiți? Și spun unul tesaloniceni, unul cu zece, te rog, Andrei, și să așteptați din ceruri pe Fiul Său pe care l-a înviat din morți pe Iisus, atenție, și aici a subliniat, asta e cea din tâi, adică motivația principală a răpirii. Trebuie să vă cunoașteți foarte bine Scriptura. Trebuie să vă cunoașteți foarte bine Biblia. Și iată motivul pentru care răpirea va avea loc. Răpiți, zice, să-L așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care l-a înviat din morți, învierea lui Isus din morți este, atenție, o garanție a răpirii, adică s-a întâmplat ca cineva să fie înălțat la ceruri, scos din mormânt și înălțat la ceruri. Pentru că, atenție, în ziua răpirii se vor întâmpla două evenimente, două evenimente pe care Pavel ni le descrie în, tot în, în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, da? ne spune așa, Și sfinții din morminte, ce? Vor învia și vor fi luați și noi cei care vom fi rămas în viață până la momentul răpirii și noi care suntem vii vom fi înălțați. Adică cei care au murit în Domnul, care vor fi în morminte, nu toți, vor fi ridicați la cer și noi, împreună cu ei, vom fi duși în Văzduh, unde ne vom întâlni cu cine? Cu Domnul Isus Hristos. Asta este Biblia. Zice, așteptăm din ceruri pe Fiul, garanția că Fiul vine este faptul că El deja s-a înălțat, din morți s-a înălțat. Adică s-a înălțat din starea aceea a celor morți care vor fi scoși din morminte în ziua răpirii. Și zice, răpire care. Ne izbăvește de mânia viitoare. Scopul este izbăvirea de ceea ce se va întâmpla pe pământ după răpire. Și vom vedea ce se va întâmpla. Ok? Asta e motivația răpirii. Apostolul Pavel ne descrie răpirea în. Hai să dăm în 1 Tesalonicem 4, vă spuneam, de la versetul 13 în jos. 1 Tesalonicen 4, versetul 13. Vedeți că astăzi este un studiu biblic extrem de important. Ce se va întâmpla cu cei care rămân după răpire? Pentru că, din păcate, vor rămâne oameni după răpirea bisericii. Nu voi, fraților, să fiți în ce? În ce? În necunoștință. Diavolul vrea să fie în necunoștință. Mulți predicatori, mulți pastori, mulți preoți, mulți preoți, poate din indiferență, nu predică tot adevărul lui Hristos, dar este biblic. Zice: "Nu vreau să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde." Adică nu vreau să vă întristați. Dacă vă moare cineva, aveți nădejde. Nu disperați. E dureroasă despărțirea, e dureroasă. Nu zice nimeni să nu plângem. Însă noi nu ne jelim și nu disperăm ca cei ce n-au nădejde. Amin. Pentru că nădejdea noastră este că Dumnezeu îi învie și pe cei morți și ne-a pregătit un loc pentru toți acolo sus. Amin? Haleluia! Și dăm mai departe, căci dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El. Fiți atenți! Va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în el. Fiți atenți la detaliul ăsta că o să-l mai amintim. Iată, în adevăr, ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Noi, cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu strigătul, ziceți voi, cu glasul unui arhanghel și cu ce? Trâmbița lui Dumnezeu, se va coborâ din cer și întâi vor învia cei morți în? Nu toți! De ce nu toți? Pentru că nu este încă momentul judecății pentru toți. Vor fi mai apoi luați toți din morminte care n-au murit în Domnul și va urma judecata tuturor. Dar înainte de marea judecată va fi scoaterea din morți a celor ce au adormit în Hristos înălțarea noastră, întâlnirea în văzduh, o perioadă a necazului cel mare și apoi marea judecată a tuturor. Asta este cronologia. Ați ținut-o minte? Asta este cronologia biblică. Eu nu vă vorbesc de la mine, nu e o interpretare, ci este biblic. Ați citit în 1 Tesalonicen 4? Vi se pare că răstălmăcesc sau că schimb sensul? Vi se pare cuiva că fac asta? Nu, zice clar căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, de deci ce sună? E o trâmbiță pe care noi o vom auzi. E o trâmbiță pe care biserica lui o va auzi. Va fi învierea morților, este clar. Subliniați în Bibliile voastre ca să nu ziceți, domnule, domnul Toni, dar aici nu suntem de acord cu... Nu, subliniați în Bibliile voastre cu pixulețul sau cu markerul, cu evidențiatorul, întâi vor învia cei care morți. Care morți, vă mai întreb o Care morți? Este clar că nu toți? Este clar că nu toți? Ați realizat că nu toți? Deci mai întâi mor... mor mai întâi, pardon, învie, sunt ridicați... Mama e Maria, bunicul meu Mitruță, mama dumneavoastră, cum o chema? Niculina, nu zicem Dumnezeu să ierte că a iertat-o Domnul, nu? Niculina, mai aveți morți în Domnul? Câți, mai, câți aveți morți în Domnul? Vă, vă, vă bucurați că vă veți întâlni cu ei? Să-l văd pe Tataie Mitruță, când m-am dus la Tataie Mitruță la spital, eu v-am mai povestit asta, dar unii sunteți noi pe aici. Tataie, 25 de ani s-a ocupat de botezul cu Duhul Sfânt într-o biserică dintr-un sat din Moldova, Tudor Vladimirescu, județul, Al... nu, județul Botoșani, Comuna Albești. da. Și s-a ocupat 25 de ani cu botezul cu Duhul Sfânt, stăruințe după Duhul Sfânt. Până a, până a făcut un AVC și după vreo trei luni la pat a plecat la domnul. Și când m-am dus la el la spital, el nu mai vorbea de acum, era în pat așa, m-am dus la el la spital, i-am dus niște și aveam niște pampers pentru adulți de aici de la depozit și i-am dus niște pampers și zic, tata, ei, face gardul la biserică, el s-a luptat mult, să se facă la biserică gard de fier. A zis, mă, biserica trebuie să aibă tot ce e mai fr frumos și bun. Schimbăm gardul ăsta de lemn. Nu, unii, nu domnule, că nu-i nevoie, că irosim banii și tata a zis, nu, eu vreau gard de fier. Și când m-am dat la tata și am zis, bre, tata pun gard la biserică. Și el nu mai vorbea. Dar așa de mult s-a bucurat, s-a uitat la mine, a întors capul cu greu spre mine și îmi zice, fier? Știi? <rătă> sí. Atât a zis. Fier? Adică, băi, să fie de fier, da? Dacă nu-i de fier, mă ridic de aici cu tot cu APC-ul meu și vin la voi, să fie de fier. Mă voi vedea cu tataie Mitruță care a iubit biserica cum a iubit-o Hristos și cum o iubește Hristos, oameni buni. Mă voi vedea cu toți sfinții care au murit în Domnul. Eram cu băiatul meu ieri și cu soția, mergeam la Brașov, am avut acolo o întâlnire cu păstorul de la Brașov, cu Claudiu Homocea, și uh, băiatul nostru, Matea, zice: Tată, dar cum se numește instrumentul ăla de suflat, de uh, evresc, de imită trâmbița? Ne-am chinuit să aflăm, uitasem cum se numește. Uh, am întrebat pe cineva care suflă în șofar, și după ce am pus pe YouTube sunetul de șofar. Și a găsit Gabriela un sunet de șofar pe YouTube și să vă puneți, e extraordinar. Uh, și. Uh, videoclipul acela care avea pe fundal sunetul de șofar dura câteva minute, vreo două, trei, patru minute și tot în mașina noastră se auzea atenție, din corn de berbece ai făcut șofarul țineți minte și tot se auzea în mașina și la un moment dat Gabriela s-a plictisit de sunetul de șofar și îl oprește, Dar fii din spate auzi mamă, dar așa o să faci când vinești domnul o să opresc sunetul de șofar, lasă-l acolo în continuare. Când vine Domnul la fel, faci, oprești sunetul de șofar, lasă-l până la capăt. M-am uitat la nevastă mea, nevastă mea, la mine eram, Doamne, de unde a venit copilul ăsta? Era, stătea așa, era cu Domnul el, era pe norii cerului deja, era Matea, sunt pe ani în văzduh, morți înviau pe lângă el, se ridicau la ceruri, era, uite așa stătea. Eram cu Gabriel. ziceam, Doamne ce-a pus Dumnezeu în copil ăsta. Doamne ce-a pus Dumnezeu. El a vrut să audă cinci minute, Domnule, sună tu de șofar. Oameni buni, de aceea Biblia spune vremurile de pe urmă, va fi pus Duhul Sfânt peste orice faptură. Știți de ce? Pentru că vă spun un lucru, combustibilul cu ghilimelele de rigoare cu care vom zbura la cer, va fi Duhul Sfânt. Duhul Sfânt în noi, ăsta ne va propulsa. Ăsta e combustibilul care ne va propulsa spre cer. Dă mai departe, Andrei. Zice, apoi, versetul 17, apoi noi cei vii care vom fi ce? Rămas, vom fi ce? Spuneți voi, răpiți toți împreună cu ei în nori ca să ce? Întâmpinăm pe Domnul în văzduh și afel și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Și Apostolul Pavel zice foarte apăsat în versetul 18, Andrei, dă te rog și următorul, zice, mângâiați-vă, dar unii pe alții cu aceste vorbe. Amin? Noi cu ce ne mai mângâiem oameni buni? Mi-a luat mașină. Mamă, ce mă mângâie pe mine că ți-ai luat mașină. Pe unii, pe unii când mi-am luat mașină nouă, i-am mângâiat pe unii din biserică de-au plecat. Așa de mângâiați au fost, așa ne mângâiem, mi-am luat casă. A, mi-am luat casă. Dacă anunță acum, nu știu, dacă anunță cineva aici și iese fraților, mi-am luat casă. Dacă e unul dintre noi care și-a luat de recent casă și-l aduc pe scenă să zică, mi-am luat casă, pleacă jumătate de biserică. A, dar de ce și-a luat asta casă? Că noi stăm încă în rate. Stăm încă în chirie, pardon. Aseară visa soția, nu știu cât de uh, plauzibile visul și dacă se va împlini sau nu, și noi stăm cu chirie. Și a visat soția, m-a trezit dimineața și îmi zice Toni, am visat că proprietarul a venit la noi și ne-a zis mutați-vă, trebuie să plecați de aici. Și nevastă mea, cam, cam ce visează, se întâmplă. Și deja dimineața, în un spre biserică, mă gândeam mamă, câte dube am în casă asta. Câte dube de haine, de lucruri am în casă asta. Deja am făceam uh, planuri de mutare. Nu avem altă mângâiere decât mângâierea că Isus Hristos vine după noi. Amin? Îl mângâie pe cineva lucrul ăsta? Te mângâie că vine Domnul după tine? Doamne, mai am. La piscină mai trebuie să pun uh, uh, mozaicul. Doamne, uh, mi-am luat un teren și n-am apucat să fac casă pe el. Doamne, mi-am luat mașină și nici nu s-a așezat motorul, și tu vii. Doamne, am terminat și o facultate în care am investit atâtea zeci de mii de euro sau mii de euro, și acum când trebuie să-mi fac o carieră să profit și eu, Doamne, mi-am făcut un business. Mai stai, Doamne! Pavel zice: Mângâiați-vă cu vestea că vine Domnul. O, oh, 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 mă rog să fie o mângâiere pentru toți. Amin. De deci ce să adevărul biblic? Dă mai departe că unii ziceți, domnule, dar nu facem uh, do dogmă, nu facem doctrină dintr-un pasaj. E. Deși n-a fost doar un verset, ci au fost mai multe versete, e un pasaj de uh, câteva versete bune, hai să dăm și mai departe în 1 Corinteni 15, de la 50 la 54. Ia uitați ce zice aici, cât de frumos. dă te -o frumos, 1 Corinteni 15. Ce spun eu fraților este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni ce? Neputrezirea. Iată, vă spun o taină. Subliniați în Biblia voastră taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi ce? Schimbați. E alt termen pentru răpire. Unii zic, domnule, dar răpire e folosit o singură dată în Biblie sau, domnule, și la botez, avem botez cu Duhul Sfânt, scufundare în Duhul Sfânt, primirea Duhului Sfânt, coborârea Duhului Sfânt. Avem mai mulți termeni ca să priceapă tot omul. Aici zice, vom fi ce? Puff! Schimbați! Adică, trupurile noastre care nu pot moșteni neputrezirea, adică eu, Toni, nu pot să intru așa în cer. Câți sunteți de acord cu mine? Mâna sus! Nu o să intru așa cu părul ăsta, nici nu vreau! Unii nu-l mai au. <laughs> Fratele Maria, nu ești? Nu o să intrăm chelioși în cer. Nu o să intrăm nici uh, uh, cu părul alb în cer. Nu o să intrăm cu burtică în cer. Aleluia, a zis cineva. Era o soră. <laughs> o soră a zis aleluia. Da? Nu o să intrăm așa, nu o să intrăm cu neputințele noastre. Nu să dăm azi dimineață când am luat-o pe soția mea în brațe, eram așa, am luat o, o îmbrățișare de dimineață și cum eram cu buzele în dreptul urechei, la un moment dat zic, ah, dar zic, ce mă, îmi zice, ce mă. Mi-a dat un junghi în genunchiul stâng, la 37 de ani. e grav. Uite, unul acolo care zice la fel. Nu o să intru cu junghiuri în genunchi în cer, nu o să intru cu părul alb în cer. Zice, într-o clipită, vă spun o taină, într-o clipită, toți cei ce suntem ai Lui, toți cei ce avem semnul Lui Dumnezeu pe frunțile noastre, vom fi ce? Care-i cuvântul? Schimbați într-o secundă, uite așa! Schimbat, Toni, cu ce? Cu ce voi fi schimbat? Spuneți! Cu un trup de slavă. Cine vrea un trup de slavă? Mâna sus! Vreau un trup de. E Biblie! E Biblie, e biblic! Puteți să considerați nebunie, dacă vi se pare nebunie, mă rog Domnului să fiți duhovnicești, să pricepeți Biblia. Biblia nu e doar morală, hai să fim uh, sfinți, hai să fim curați, hai să fim sfinți, hai să fim curați. Biblia este și o istorie a întâmplării faptelor care vor. Atenție! conduce spre întâlnirea cerească cu Dumnezeul nostru. Noi de asta trăim. E adevărat da, sau nu? De ce te sfințești tu? De ce? Stoicii se sfințeau, se curățeau, că domnule, așa trebuie să fim. Dar nu avem un scop. Trebuie să fim în societate. Noi avem un scop dincolo de beneficiul pe care sfințenia îl oferă societății. Da, ne sfințim să avem o societate curată, să avem familii frumoase, dar dincolo de societatea aceasta noi ne sfințim ca să avem parte de Hristos în ceruri. Ce scop măreț! Amin? Ce scop măreț și minunat glorificat să fie El! Dă mai departe, Andrei! Că-și trebuie, versetul 53, căci trebuie ca trupul acesta supus cui? Putrezirii, deci Toni, trupul tău e supus putrezirii. Tu în fiecare zi cu trupul tău te duci spre putrezire. Sună urât. E adevărat că sună urât? Realizați! Trupurile noastre merg în fiecare zi, zi spre putrezire. Oricât de frumoasă ești. Te uiți în oglindă, zici, o, oglindă, oglinjoară. Cine, cea mai, cine a învățat, cine era să uita în oglindă? Albă ca zăpada, nu? Maica, maica. A, mai că să văd. Dacă nu mă interesa, pe mine m-a interesat alea cu balaurul, cu făt frumos, da? Oglindă, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară? Aduți aminte că acel chip pe care îl vezi în oglindă se duce în fiecare zi spre putrezire. Ce încurajare, nu? N-a zis nimeni, amin? N-a zis nimeni, oh, praise the Lord! Thank you, Jesus! Da, putrezim! Hallelujah! Putrezim! Dar Biblia îmi zice că în fiecare zi trupul meu, în fiecare zi trupul meu merge spre putrezire. Și atunci soluția pentru această iminentă putrezire, că e iminentă, cine știe ce e iminență, se întâmplă, n-ai cum să eviți. N-ai cum să eviți. Doar dacă prinzi răpirea. Vreți răpire? Doamne, adune răpirea. Era o cântare pe care o cântam când eram copil. Adă, Doamne, clipa aceea, mai curând, mai curând. O ce aduceți aminte de ea? Dumnezeu să aducă clipa aceea. Da? Dă de mai departe. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în Nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris. Moartea a fost înghițită de biruință. Momentul răpirii este momentul în care trupul tău va fi înghițit de biruință. Este o altă expresie pentru răpire. Nu uitați că textul nu se referă la cei morți deja care vor fi scoși din morminte, ci textul acesta din 1 Corinteni 15 se referă la mine care, să dea Dumnezeu, voi prinde vremurile răpirii. La asta se referă Biblia. Că ăia care sunt în morminte, deja ce? Spuneți voi. Au putrezit. Au putrezit deja. Ei vor fi scoși de acolo într-un trup de slavă. Identitatea lor există. Chiar dacă uh, pe cruce nici tu nu mai știi cine e acolo, mama sau tată. Te duci la mormânt și zici, bă, dar care era în stânga, care era în dreapta? nu se mai vede, nu se mai știe. Mo unde am îngropat-o pe mama, unde am îngropat pe tată? Ori în stânga, ori în dreapta. Vorba unuia. Când l-a sunat de la cimitir, o știți pe aia, nu? Că i am florit coșciugul că avea pomul pe, pe, mormânt. Cu toate că noi ne uităm părinții, cu toate că ne, noi ne uităm morții, Dumnezeu nu-i uită niciodată. Amen? Ai de asta? Poate că te vor uita copiii. Voi ați observat, acum vă zic una sinceră. Noi nu prea ne ducem la părinți că îi avem în viață. Dar îmi -te când mor. Deci noi nu-i prea vizităm acum, că putem să mâncăm o farfurie de ciorbă cu ei. Să le zicem, ce faci, bre, tată? Ce mai zici? Zibre. ce mai faci? mai povestește-mi, bre, din armată ce ai făcut, cum ștergeai uh, uh, gresea cu șireturile. Mai zibre bre, poveștile alea pe care le-am auzit de o de ori, că-mi plac. Eu când mă duc la tata, le știu. Dar e interesant e că e mereu ceva nou în ele. Cu vârsta devine tot mai creativ, știi? Își mai aduce aminte chestii. Și, uh, noi nu prea ne vizităm părinții că sunt în viață, dar te o groapă de mormânt care nu mai vorbește. Dar vă spun un lucru: de vă vor uita copiii, de vă vor uita nepoții, nu o să vă uite Dumnezeu. Ce nădejde minunată! Amin? Dumnezeu nu o să vă lase, nu o să vă lase într-o groapă. O să vă învie. Că aveți, știți ce aveți, semnul lui pe fruntea voastră. Amin, aleluia! Deci, aplauze, da, pentru asta cine a început să aplaude e cuvântul lui Dumnezeu. Deci este clar că Pavel vorbește și în 1 Corinteni 15 de la 50 la 40 despre răpire. Este clar, da, sau nu? Este clar, da? Ok, trecem mai departe. Colosen 3 cu 4. dă te rog frumos, Andrei. E un singur verset. Când se va arăta Hristos viața cui? viața voastră. Ce frumos zice Pavel aici, când se va arăta Hristos viața voastră, adică viața voastră a celor care l-ați primit și acceptat pe El, zice, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Hristos va veni în văzduh. Zice, întâlnirea noastră va fi întâlnirea sfinților. Nu uitați, ce zice Apostolul Pavel? Unde va fi întâlnirea noastră cu Hristos? Întâlnirea Sfinților cu Hristos? Unde? În Văzduh. Deci, El nu va coborâ pe pământ. Coborârea pe pământ va fi făcută la sfârșitul necazului cel mare, la sfârșitul urgiilor, când va veni într-adevăr să judece tot pământul și să îl lege pe diavol 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul acela care spune și Hristos îl va spulbera cu ce? Puh, cu suflarea gurii lui. Va fi o venire pentru noi în văzduh și va fi o venire pentru diavolul lui și supușii lui pe pământ și vom vedea venirea aceea în Apocalipsa la sfârșit. Vă aduceți aminte, dar hai să, hai să uh, mai sunt pasaje. Răpirea descrisă de Apostolul Ioan. Da? Nu mai într în versetele acestea, avem răpirea din Isaia. Dacă ne uităm în Isaia, și îmi place mult de tot un verset Andrei, Isaia 60 cu 8, este versetul meu preferat. Isaia 60 cu 8. Deci iubesc versetul acesta. Cine sunt aceia care. Cum zboară? Ca niște nori. Ca niște. Oare la cine se referea Isaia când a zis cine sunt cei ce zboară? A, a văzut Isaia oameni zburând? Zbu Vă pun o întrebare. Zburau oamenii pe vremea lui Isaia? Și nu mai zboară acum? Isaia lui Isaia îi se dă să vadă răpirea sfinților și Isaia în 68 întreabă: Cine sunt aceia care zboară ca niște nori, ca niște porumbei spre porumbarul lor? Și atât de frumos Isaia, dă-te rog frumos în Isaia 26, de la 19 la 21: Fiți atenți, Isaia! cu 700 de ani înainte ca Isus să profețească, Isus a vorbit în Matei despre răpire, cum îngerii Domnului vor veni mai întâi să culeagă ce? Pe sfinți. Îngerii Domnului vor culege sfinții mai întâi. Dar Isaia 26 de la 19 la 21 zice așa, să învieze dar... Ia uite verset. Cu care se potrivește versetul ăsta? Întâi vor învia cei? Morți în? În cine? No. Întâi vor învia cei morți în? No. Întâi vor învia cei morți în? No. Și Isaia 26 cu 19 să învieze, dar... No. Morții tăi! Noi avem o înjurătură pe românești. De morți. Dacă înjuri pe cineva de morți, e grav în România. Am văzut bătăi crunte în, în liceu Uh, se băteau colegii. Am mărturisesc că m-am bătut și eu odată cu cineva și am spart nasul. Dar cineva care s-a luat de mine, în fine, era mai nepocăi pe vremea aia. Nu știam să întorc obrazul. Și dacă băteai pe cineva în liceu, bine, să nu mă audă copiii, era o scuză la directoare, m-a înjurat de morți. Dar interesant este că doamna directoare nu mai zicea nimic. Da, mă? Întreba, da? Ăla, ce să mai zic? Nu mai avea ce să zic. Eu am pentru voi o urare. Să vă învieze morții. Amin? Să vă învieze morții să vă învieze morții în Hristos și să aibă parte de Hristos. Amin? Ce urare face Isaia aici? Voi românilor care vă iubiți atât de mult morții, voi românilor care nu suportați să vi se înjure morții, voi românilor care vă aprindeți în ultimul hal și sunteți capabili de orice, dacă cineva s-a luat de morții voștri, oare n-ar fi mai bine? Oare n-ar fi mai bine? Ca morții aceștia să moară, de fapt, în Hristos și să aibă parte de înviere și de răpire? Oare n-ar fi mai bine așa? Singurul mod în care îi putem păstra în siguranță pe morții noștri nu este să ne batem cu alții că am fost înjurați de morți, ci singurul scop, de a ne, singurul mod de a ne proteja morții este să-i aducem la Hristos. Pentru că, atenție, vor mai muri câțiva până vine Domnul. Nu știm câți de aici vom prinde răpirea. Nu știm. Vor mai muri câțiva. Au murit cinci striviți, ați văzut, da? Cinci striviți. N-au mai avut cum să-i recupereze decât pe bucăți, pe bucățele. Carne tocată. Asta-i asta cuvântul. Pe doi dintre cei prinși în văpaia aceea, gazoductul acela care a fost spart pe autostrada Moldovei, A7 parcă este, pe doi dintre ei nu i-au mai recunoscut, ci rudele au trebuit să dea probe ADN ca să se identifice care cui aparține. Asta se alege de noi. Asta se alege de noi. De nerecunoscut. Însă, Atenție ce vă spun, Hristos va ști exact cine ești și unde ești în acea zi în care te va lua acasă. Glorificați. Eu am de asta și mă bucur de ea. Amin? Se mai bucură cineva? Să se scoale trupurile mele moarte, zice Domnul. Fiți atenți cât de frumos, să se scoale trupurile mele moarte. Treziți-vă și săriți de bucurie. Cei ce locuiți în țărână, că roa ta este o roă dătătoare de viață și pământul va scoate iarăși afară pe cei morți. Cine oare dintre cei morți? Sunt cei ce se pot scula în bucurie și să se zică despre ei roa lor, care i-a acoperit zeci sau mii de ani. Este o roă dătătoare de viață. Dute poporul meu, aici îmi place. Este un alt verset despre răpire, despre luarea acasă. Isaia 26 cu 20, puteți, am văzut mulți scoate telefoane și faceți poze. Puteți să faceți poze și la versetul ăsta. Isaia 26 cu 20, du cine? Spuneți voi tare. Subliniați în Bibliile voastre poporul meu. Intră unde? În odaia ta. Și în cui e Ce? Ușa după tine, ascunde-te câteva clipe până va trece ce? Mânia. Despre ce e vorba, oameni buni? Du-te în odaia ta. Deci, înainte ați fost atenți că s-a vorbit despre învierea morților, da sau nu? Este 1 la 1 textul cu 1 în 4, da sau nu? Este 1 la 1 cu 1 corinten 15, 50, 54, da sau nu? Ați recunoscut? Subiectul cine l-a recunoscut? E clar. E în vechiul, e în nou, da sau nu? E în mai multe pasaje din Scriptură? Este vorba despre răpire? Cine atunci vrea să ne fure răpirea? Cine? Diavolul. Nu permiteți nimănui. Am fost într-o biserică și predicatorul s-a urcat la Ambon și zice, el nu știa că eu aștept răpirea. Era un predicator care n-aștepta răpirea, fiți atenți. Și zice, nu știu cum eu trebuia să cânt în biserica aia. Dacă mă puneau la predică, vai și Le răsturnam toată știința lor despre non-răpire. De fapt, îi binecuvântam. Și zice predicatorul, e o găselniță de-asta americanească despre răpirea bisericii în care, fraților, noi nu credem. Oamenii m au șocat. Păi nu e un verset, mă! Nu e un verset ca o aluzie. Dacă exista pentru răpirea Bisericii doar Isaia 60 cu 8, dă din nou Isaia 60 cu 8, te rog frumos, după aia ne întoarcem la Isaia 26 cu 21, da? Dar acum Isaia 60 cu 8, dacă exista doar versetul ăsta pentru răpire, ăsta este un verset metaforic, ambigu, care... Nu știi exact, bă, la ce se referă. Sunt niște metafore aici. Cine sunt cei care zboară ca niște nori? Putea să zic oricine, bă, o abaram. Aparam când? Dacă Isaia 68 era singurul verset despre răpire, nu aveam temei biblic să vorbim despre răpire. Sunteți de acord cu mine, da sau nu? N-am fi avut temei biblic. Însă nu avem doar Isaia 60, ăsta e așa ca o încurajare metaforică. Nu avem doar Isaia 60 cu avem nenumărate texte și versete care ne vorbesc explicit despre răpirea bisericii. Dar ce oameni buni, voi nu puteți să fiți înșelați de nimeni pentru că ați văzut cu ochii voștri adevărul. Amin? Glorie lui Isus Hristos. Dă-te rog frumos la Isaia 20, ne întoarcem, 26 cu 21, Andrei, te rog frumos, să continuăm. Ia uitați ce minunat vorbește în Isaia 26 cu 21, cuvântul Domnului, cuvântul Domnului, cuvântul Domnului îndesăm în noi, că ceată Domnul iese din locuința lui să pedepsească nelegirile locuitorilor pământului. Ok, ok, Isaia 26 cu 21. Cine și mai aduce aminte, tot ce vorbim aici este biblic. E biblic, sunteți de acord cu mine? Mâna sus, cine e de acord cu mine? Ok, Cine și aduce aminte după ce verset, că v-am bulversat un pic așa, dar asta e test, ca la școală. După ce verset zice Isaia că Domnul, cine e Domnul? Cine știe cine e Domnul? La cine se referă? La Isus Hristos. Domnul iese din locuința lui să pedepsească nelegirile locuitorilor. Cine știe repede ce a zis Isaia înainte de 26 cu 21? Zitare. Închide-te în nodăița în, în, în ta. Trage ușa după tine și încuie-te în nodăița ta. Și versetul 21 ce că Domnul iese din ce? Din locuința lui să facă ce? Să pedepsească. Noi nu vom mai fi în locul unde oamenii nelegiți vor fi pedepsiți pentru nelegirile lor. Vom fi într-o persecuție. Să nu confundăm persecuția cu mânia lui Dumnezeu. Să nu confundăm persecuția cu uh, urgiile lui Dumnezeu. Cine-și aduce aminte la câta trâmbiță a zis Pavel că va veni Domnul să ne întâlnim cu El în văzduc? La câta? Zitare. La șaptea. Zi șaptea. Știți că în Biblie avem șapte trâmbițe și șapte ce? Urgi. Da? Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în capitolul. Uh, hai să vedem. În capitolele sunt câteva capitole. De la. Uite. Capitolul 7 pe cetluiții, da? Zice așa. U, nu. Capitolul 8, cu versetul 7, începe prima trâmbiță. Versetul 8, a doua trâmbiță. Versetul 10, a treia trâmbiță. Apoi, a patra trâmbiță în versetul 12. A cincea trâmbiță în 9 cu 1. A șasea trâmbiță în 9 cu 13. A șaptea trâmbiță, mai trec câteva versete bune, și a șaptea trâmbiță apare în Apocalipsa 11 cu 15 și se oprește a șaptea trâmbiță și dăm pagina, mai dăm o pagină, mai dăm o pagină și mai dăm încă o pagină și în capitolul 16 încep potirele mâniei lui Dumnezeu, urgiile. Deci Pavel ne zice, Biblia e foarte clară, Pavel ne zice așa, la șaptea trâmbiță ce se întâmplă? Ne întâlnim cu Hristos. La șaptea trâmbiță ne vedem cu Hristos în văzduh. A șaptea trâmbiță s-a oprit, v-am spus clar, unde? În Apocalipsa, e clar, 11 cu 15. Uitați-vă în Apocalipsa voastră că poate ziceți că nu-i tot una ca a mea. În Apocalipsa 11 cu 15, zice îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță, este a șaptea. Le-am numărat cu voi. Pavel ne zice clar, la câta trâmbiță ne vedem cu Domnul. E clar da sau nu? Ioane zice că sunt șapte trâmbițe în Apocalipsa da sau nu? După șapte trâmbițe se oprește totul? Cine știe să-mi răspundă la asta? Nu, ce urmează după a șaptea trâmbiță? Urgiile, câte? Șapte. Este simplu, da sau nu? Vă întreb. E matematică pură, da sau nu? Sunteți convinși, da sau nu? Ok, vreți să știți ce se întâmplă în, în, în cele șapte trâmbițe, se întâmplă și acolo niște lucruri. Acolo are loc persecuția, acolo are lupt, loc lupta bisericii cu anticristul, care va fi pedepsit în necazul cel mare, necazul cel mare fiind 3,5 ani de urgi în care toți locuitorii pământului vor fi bătuți cum n-a fost bătut vreodată pământul în toată existența lui. Atât de clară este Biblia. Atât de clară este Biblia. Zice, în ziua aceea, Versetul 27 cu 1, dă-te rog frumos Andrei. În ziua aceea Domnul va lovi cu sabia lui cea aspră, mare și tare leviatanul. Care? Dă-te rog frumos, 27 cu 1, lasă-l pe ăsta, Isaia 27 cu 1. L am scris aici, ok? Pune-l să-l vadă și ei. Isaia 27 cu 1. În ziua aceea Domnul va lovi cu sabia lui cea aspră, mare și tare ce? Leviatanul. Care e Leviatanul? Babilonul, șarpele fugar, așur și leviatanul, șarpele inelat, adică Babel, și va ucide balaurul de lângă mare, adică Egiptul. Sunt niște căpetenii demonice amintite aici, dar cuvântul care vă va sărit în ochi, care este? Babilonul. Unde mai apare Babilonul? În Apocalipsa. Zice, ieșiți că a căzut ce? Babilonul. A ieșit Babilonul. Biblia se explică pe ea însăși. Unde vei fi tu în timpul celor șapte urgii? Te întreb. În odăiță. Hai în odăiță. Porumbiță. Hai în porumbar. Hai în văzduh cu Domnul. Ești din mormânt, mama e Maria. Amin? Ești din mormânt, tata e Mitruță. Ești să-L vezi pe Domnul tău în care ai crezut toată viața. Hai să-L întâmpinăm cu toții pe Domnul văzduh. Amin? Amin. Vreți? Oameni buni, fac o concluzie la tot ce am vorbit până acum. Și fiți atenți aici. E foarte important să fiți atenți. Cei rămași, celor rămași, li se va predica Evanghelia ca o ultimă șansă printr-un înger și vor fi avertizări cu privire la semnul fiare. Să știți un lucru. Chiar și după răpirea Bisericii, cei rămași, nu mulți, se vor întoarce la Domnul. Unii dintre cei rămași. De ce în Apocalipsa 14 cu 6, dă-te rog frumos, Andrei, în Apocalipsa 14 cu 6 nu mai apare nimeni, dar nimeni și nimeni predicând Evanghelia, ci zice, și am văzut un alt înger care ce făcea? Spuneți voi tare. Zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie care? Veșnică pentru ca să o vestească cui? locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. În ce capitol din Apocalipsa apare semnul fiarei? Cine știe? În 13, în 14, vedem un avertizment către cei rămași care urmau să primească semnul fiarei. Este un ultim avertisment. Iar cei ce nu vor primi semnul fiarei pentru că vor crede Evanghelia vestită de un înger, nu știu cum îl vor vedea. Poate că va fi o viziune dumnezească. Poate că va fi efectiv pe cer un înger. Și unii vor zice, nu avem nevoie de asta că e extraterestru. Atât de împietriți vor fi unii. Dar vă spun un lucru. Cei care după răpirea bisericii nu vor primi semnul fiarei, vor fi, știți ce? Spuneți voi, omorâți, martirizați. Eu acum vreau să vă întreb, voi aveți de ales. Acum nu vă garantează nimeni că voi veți primi Evanghelia vestită chiar printr-un înger. Pentru că ni se prezintă în Apocalipsa 14 oameni, zice, ferice de cei ce mor în Domnul. În Apocalipsa 14. Ferice de acum de cei ce mor în Domnul. Adică zice ferice de acum pentru că toți care vor muri de acum încolo, care vor fi omorâți de fiară, este clar că vor fi omorâți pentru că n-au primit semnul fiarei, pentru că au primit avertizmentul venit nu prin om, nu printr-un predicator, nu printr-un pastor, ci printr-un înger. Eu mă rog să nu fie atât de căpcăun încât să ajungă să ți se predice Evanghelia de către să se ajungă să ți se predice Evanghelia de către un înger. Să te ferească Dumnezeu. Amin? Dacă este peste tine vreun duc de căpoșenie, vorba unui predicator mare, amânarea e de la dracu. Amânarea pocăinței e de la diavol. Amânarea botezului este de la diavol. Vino acum! Nu știi când Dumnezeu zice, cum spunea marți, când Dumnezeu zice, stai, vreau să vă spun un lucru, semnul de protecție, semnului Dumnezeu pe frunțile noastre de protecție contra tuturor lucrurilor care se vor întâmpla. În timpul celor șapte trâmbițe se vor întâmpla lucruri rele, dar nu atât de rele încât pământul să nu fie sustenabil. Mă auziți? Adică vor fi calamități, vor fi incendii, vor fi cutremure, vor fi multe nenorociri, dar, repet, nu atât de dure încât pământul să nu fie sustenabil. În toate aceste calamități, urgii, nenorociri, atacuri demonice, noi cu semnul vom fi protejați. Și fix înainte de urgi vom fi luați. Asta este cronologia. Glorie lui Iisus Hristos. Mă bucur de entuziasmul vostru. Am spus deja două puncte. Celor rămași după răpire, li se va vesti Evanghelia ca ultimă șansă printr-un înger Apocalipsa 14 cu 6. Cei ce nu vor primi semnul fiarei după răpire, vor fi martirizați, uciși. Apocalipsa 14 cu 13, da? Și am auzit un glas din cer care zicea, scrie, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează ca martiri, bineînțeles. Apoi, în, timpul, în timp ce judecata păcătoșilor începe încă de pe pământ, Judecata sfinților începe deja în ceruri și sunt scoși ispășiți prin sângele mielului. Și avem pasaje dacă care vorbesc clar. Iată că am văzut o mulțime fără număr. Cine sunt aceștia? Sunt cei ce și-au spălat hainele în ce? În sângele mielului. În timp ce urgiile se derulează pe pământ, în ceruri este o oaste pe care nu o poți număra, care cântă cântarea cui? mielului și ei au hainele spălate în sângele mielului. Bineînțeles că și dintre ei sunt martiri, pentru că nu excludem faptul că mulți vor fi omorâți ca martiri și în prigoana din timpul celor șapte, spuneți voi, trâmbițe, nu potire în urgii. M auziți? Unii vor fi martirizați și acolo, unii cu gura mare așa, care răgușește acum, știi? Unii se poate foarte posibil să fie martirizați și atunci. Da? Și apoi, și apoi, sfinții. Deci, în timp ce lumea e judecată deja pe pământ în cele șapte urgii, chinuită de șapte cele urgii, sfinții sunt în ceruri, se bucură cu Hristos și Biblia ne spune că Hristos în Apocalipsa. Foarte clar, ni se spune în Apocalipsa, spre sfârșitul cărții Apocalipsa, că Hristos ce face, oameni buni? Cine știe? Cine știe ce face Hristos la sfârșit? În Apocalipsa 19. Dăm la Apocalipsa 19 și cu asta închei și sper ca la botezul acesta să avem mai mulți oameni. Amin? În Apocalipsa 19, Babilonul, este învins și fiți atenți, versetul 11, Hristos pe un cal alb. Aici Hristos vine pentru ultima dată ca să ce? Să judece pământul. Să-l închidă pe diavolul pentru totdeauna, să-l arunce în iazul de foc și să încheie socotelile cu tot pământul. Tot ce v-am vorbit astăzi n-a fost din memorie, n-a fost din cărți citite, n-a fost din profesori de teologie pe care am citit, ci tot ce v-am citit a fost și este biblic. Câți ați realizat asta? Mâna sus, câți ați realizat asta? V-am dat verset și atenție, nu versete interpretative cum v-am arătat Isaia 68, din care puteai să scoți orice. Uite unii care zboară ca porumbei. Nu, v-am dat exemple clare că putrezirea va fi îmbrăcată în neputrezire. Cum logica omenească pe care o aveți vă explică asta dacă nu printr-o schimbare instantanee? Adică îmi zice, voi fi înghițit. Eu dacă te înghit pe tine, tu mai existi, te întreb. Clasa întâi, Mă, să zicem că eu pot să te înghit pe tine. Nu mai există. Tu ești doar hrană pentru stomacul meu. E Tony mai gras. Eu dacă mănânc o găină acum, nu e Tony și găina. Ce-ar fi să vedeți așa toate animalele pe care le-am mâncat eu? Sau să fie scrise undeva toate? Nu! Le-am înghițit, le-am mâncat, au dispărut. Tonii ăsta de carne nu va mai fi. Am fost înghițit de un trup de slavă. Și va fi un toni al Slavei Cerești, amin? amin? Și nici nu voi mai avea numele ăsta. Că zice Biblia mi se va da un nume nou. Amin. Un nume nou s-a scris în veșnicie și e al meu, da, e al meu. Ești al tău? Glorie lui Isus Hristos. Deci vă spuneam că Hristos va coborâ. În timp ce. Atenție! locuitorii pământului sunt prăpădiți la cea din urmă urgie, la cel din urmă potir al mâniei lui Dumnezeu, zice Biblia așa, Apocalipsa 19 cu 11, apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat ce, spuneți voi, un cal alb, cel ce stătea pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat și el judecă și să luptă cu dreptate Ochii lui sunt ca parafocului Capul avea încununat cu multe cununi împărătești Și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe Decât numai el singur Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge Numele lui este cuvântul lui Dumnezeu Care este acesta, amin? oștile din cer îl urmau călare pe cai albi îmbrăcați în insubțire alb și curat. cine oștile cerești? Nu sângerii, nu sângerii. Și de ce nu sângerii? Îți dau o explicație biblică să zic de ce nu sângerii. Pentru că zice, și-am văzut-o pe mireasa lui Hristos în ceruri. Și mireasa lui Hristos nu sunt îngerii. Mireasa lui Hristos sunt eu. Și am văzut mireasa lui Hristos îmbrăcată în ce? În ce? Spune acum tare. În insubțire. Cine vine cu Iisus pe nori? Te entuziasmează asta, da sau nu? Soră, te entuziasmează, da? Wow! Haleluia! Wow! Wow! Să cobor cu Iisus pe norii cerului pe un cal alb. That's awesome! Asta chiar e wow, cool! Ce vrei, experiență mai tare ca asta? Ai coborât vreodată pe norii cerului, pe un cal alb, îmbrăcat în insubțire? Ți se va întâmpla. E Biblie. Crede toată Biblia. Vreau să crezi toată Biblia. O mai citesc o dată, că poate zici, Toni, l-ai pus Andrei să vadă, da? Andrei, punele să vadă. Oșile din cer îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate cu ce? Cu insubțire. Alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească ce? Să lovească neamurile. Noi, biserica, nu mai suntem printre neamuri acolo, amin? Ești de acord cu mine? Unde suntem? În fața lui unde lovește sau în spatele lui unde-i protecție? În spatele lui unde-i protecție, acolo ești tu și acolo sunt eu, acolo suntem noi. Noi coborâm mireasa lui Hristos pe norii cerului să-l învingem pe balaurul cel mare. Suntem în spatele învingătorului și înaintea învinsului. Glorie lui Iisus Hristos! Din gura lui și o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea Pe care le va cărmui cu toiac de fier Eu nu sunt acolo, eu sunt în spatele lui Și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a tot puternicului Dumnezeu Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta Împăratul împăraților și domnul domnilor Haleluia Eu vreau să fiu cu el Eu vreau să fiu cu el eu vreau să cobor pe un cal alb îmbrăcat în in, curat și alb. Eu vreau să mă văd cu Domnul în văzduh, înainte ca Hristos să vină să judece pământul. Eu vreau să mă ascund în odăiță Eu vreau să zbor ca un porumbel alb Spre porumbar Asta e nădejdea mea Pentru asta trăiesc Pentru asta lupt Pentru asta mă arunc înainte Lepădând tot ce este rău că îl iubesc pe Hristos. Asta e nădejdea mea. Și de ce cad atât de mulți de la credință? Pentru că nu li se predică de nădejdea asta. Pentru că n-au nădejdea asta înaintea ochilor. Pentru că nu urmăresc nădejdea asta. Sfințiți-vă, dar pentru ce? Sfințiți-vă, dar pentru cine? Renunță la curvie, dar pentru cine? Dar de ce? Ți-am arătat de ce? Renunță la curvie ca să cobor cu Hristos pe norii cerului. Renunță la curvie ca să n-ai parte de cele șapte urgii. Să n-ai parte de cele șapte potire. Pentru că duminica viitoare sau marțea viitoare, nu știu, am studiul acesta pe apocalipsa pe care îl voi avea marți-duminică, marți-duminică, marți-duminică. Ori marțea asta, ori duminică, voi predica când oamenii vor fi mai rar decât aurul. Ca să știi de ce trebuie să te pui la adăpost. Pentru că vor urma vremuri când oamenii vor fi mai rar decât aurul. Îi spuneam soției că mi-am pus titlul de predică: Când oamenii vor fi mai rar decât aurul, și zice soția: Ce deștept ești! De unde ți-au venit cuvintele astea? Și am zis. <gântuia> <I> -am zis: <gântuia> Știți, câteva secunde am tăcut. <gântuia> yeah, I am so smart. Sunt așa de deștept că citesc Biblia. <gântuia> Pentru că Isaia zice: Va veni o vreme când oamenii vor fi mai rar decât aurul. Și tu nu vei fi acolo. Amen. Marți sau duminică voi predica despre ce anume te va ocroti Dumnezeu. Până atunci, vreau să te întreb, ai pace în inimă, că Dumnezeu te va pune la adăpost, cine are pace? Zice, el nu ne-a rânduit la mânie. Hai să ne ridicăm în picioare. Dacă este cineva aici care este încă în mânie, în mânia lui Dumnezeu, dacă este cineva aici care încă nu s-a predat lui Isus Hristos, cel care va coborâ pe norii cerului. nu spovești, e Biblie. Dacă ți-a plăcut Biblia, dacă ți-a plăcut creștinismul, dacă ți-a plăcut crucea pe care o porți sau nu o porți la gât, dacă ai trecut pe lângă o biserică și ai făcut semnul crucii, astăzi am stat într-o intersecție și în stânga mea era o biserică. Am trecut și în stânga o biserică. Și toți Șoferii, am stat câteva secunde bune până am traversat, am stat câteva secunde bune. Toți șoferii care erau cu fața spre biserică și cu fața spre mine, se uitau la biserică și făceau semnul crucii. Săteau acolo, unii nu plecau de pe loc până nu făceau de trei ori semnul crucii și făceau semnul crucii și apoi treceau. Și am zis, wow, cât respect față de biserică! Dar dacă ai acest respect față de biserică, dacă ai acest respect sfânt față de cruce. Trebuie să ai respect și față de cuvântul Domnului care spune așa Ești din elegiuire ca să nu fii rânduit la mânie Ești din păcatul prea curviei ca să n-ai parte de mânia dracilor Pe care Dumnezeu o va manifesta în zilele sfârșitului Ești din beție, ești din tutun, ești din droguri Ești din mânie și răutate, ești din invidie Ești din materialismul ăsta care ne-a mâncat credința Ești din păgânism și din ateism Degeaba îți faci semnul crucii dacă nu te pui la dăpost prin neprihănirea lui Hristos.